Șeful ANAF, Lucian Heiu, și-a făcut o declarație controversată. Fiscul se bazează pe reclamații pentru a prinde profesorii cu afezele și manicuristele care nu își declară veniturile. Conform Antena 3.0, șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat că în luna iulie vor începe ample acțiuni de control ale ANAF pe diferite domenii. Acesta se așteaptă ca sesizările să fie făcute la un număr unic de telefon, unde clienții nemulțumiți de diverse servicii să facă plângeri, iar inspectorii vor face verificări acolo unde sunt solicitate aceste plângeri. Este posibil orice este firesc să fie la un moment dat controle peste tot. Noi avem un telefon unic cu care suntem sesizați cu tot felul de lucruri, suntem sesizați și cu profesori care dau meditații, întotdeauna mergem când suntem sesizați. O să fim sesizați la fel că i-a făcut o manicuristă unghiile, s-a infectat, a luat ciupercă, s-a supărat, ne-a făcut sesizare. De obicei, sesizările astea sunt la nemulțumirile clienților. Obținem informații referitoare la munca la negru, din sesizări pe care le fac foștii angajați, ești obligat să te duci în control. În momentul în care cineva îți face o reclamație, trebuie să te duci, a declarat șeful ANAF într-un interviu pentru hotnews.ro.